Debutăm după meci de debut acasă cu Pantolii, o echipă puternică. Debutăm în deplasare cu Steaua, echipa campioană. Așa că am început în forță, trebuie să ne bucure acest meci, pentru că de mult doream și așteptam asemenea duelii puternice. Păcat că nu se joacă cu spectatori, mi-aș fi dorit să fie o atmosferă frumoasă în tribună, mi-aș fi dorit să fim susținut de proprii noștri suporteri, care cu siguranță făceau deplasarea la acest meci și ne susțineau în tribună, dar și așa sunt convins că ne vor susține chiar dacă nu sunt în tribună. Cu siguranță că va fi un meci din nou, un meci puternic, un meci greu, dar sper să fie un meci frumos, un meci cu momente frumoase, așa cum am avut în urma lui, iar noi de la meci la meci să creștem și să avem evoluții mai bune și cu siguranță atunci și rezultatul va fi unul pozitiv. Se gândi că Steaua se joace ca seară cu Octombrie. Îmi doresc ca echipa mea să facă un meci bun. Sigur că Steaua vine după un meci de preliminare în octombrie, în care a făcut 2-2. Cred că vor avea parte și vor schimba mai mulți jucători, e normal, pentru că așa au făcut în acest început de campionat și în acest început în care au avut preliminarii de Champions League. Dar trebuie să ne interesează mai mult ceea ce vom juca noi. Și Octobre a făcut un meci bun. A pus Steaua sub presiune, a făcut să greșească și a fost un 2-2 în rezultat, nu știu dacă bun, pot să vadă un rezultat dacă se califice. Ai dorit să continui pedeapsa la adresa lui Sîmbătean? Pentru mine Sîmbătean e unul dintre cei mai buni mijlocași în acest moment din România, un mijlocaș bun. Cred că va juca cu noi, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne luăm măsuri speciale, vom ține cont de anumite lucruri, dar foarte vă spun, țin foarte mult ca echipa mea să aibă un joc. Nu neapărat să ținem așa, contem foarte mult ceea ce se întâmplă la ei sau la echipele care vom juca. Corerea răspunde ocaziile din meciul cu Rapid și cu Mandurii, din cea? Sper. Corerea va marca mai multe goluri. Chiar dacă a ratat, pe mine mă bucură. Sau nu neapărat mă bucură în sensul că ratăm și nu scriem, dar faptul mă bucură că avem prezență, mă bucură că ne creăm ocazii, pentru că până la urmă ăsta e fotbalul. Și asta timp cât ajungem în fața porții și la Corerea și la alți jucători care în momentul acesta poate nu sunt inspirați, o chestiune de timp. O chestiune de timp cu ceea ce înseamnă antrenamente, ceea ce înseamnă încredere și jocuri oficiale. Și cu siguranță că va scrie mai multe goluri în următoarele. Mai poate fi considerat un derby Steaua pentru? Spun că da. Tot timpul aceste meciuri au fost puternice. Tot timpul când aș juca pe echipele din București, pentru noi a însemnat bun. Că jucăm cu Steaua, că jucăm cu Dinamo, că jucăm cu Rapid, au fost derby, au fost meciuri frumoase. Am avut parte de momente frumoase, de momente în tribună frumoase, de suporte. Da? Tot timpul cred că va fi considerat un meci puternic al campionatului în vedere. Preșan va juca cu Steaua? Preșan nu va putea juca cu Steaua. Preșan și Matei sunt doi jucători pe care nu mă pot baza la acest meci. Preșan își va, cred că de mâine va începe o alergare și luni va intra în program normal. Deci nu e o alergare gravă. La Matei încă mai așteptăm. Să mai fac unele investigații, nici la el nu e nimic de operat sau ceva grav, eu cred că îl putem recupera și pe el maxim 2 săptămâni. Deci și doi jucătorii sunt cei care nu vor putea juca în acest meci, restul tot logește act. Iar mâine, după ultimul antrenament, mă voi decide la jucătorii cei 18 care vor face deplasarea la București. În afară celor doi, vor mai apărea și alte schimbări în echipă? E posibil. O să vedem. Săptămâna aceasta s-au pregătit foarte bine. Implicarea lor a fost foarte bună. Da? Și atunci când alegi primul 18 este dificil. Mă bucur lucrul acesta pentru că toți își doresc să joace. Jucătorii care apar și au intrat mai puține minute au intrat foarte bine. Iar cei care au șansa să joace de la început trebuie să demonstreze că merită să aibă șansa pentru următorul meci. Pentru că mă interesează în primul rând acest meci cu Steaua, dar nu numai acest meci. Suntem abia la începutul campionatului și vor mai fi multe meciuri, multe zile. Cu alte echipe în care ai nevoie de tot aportul, de tot aportul lor. Giri, ai studiat foarte bine Steaua lui Regenca. Crezi că Steaua acum în lucru că e mai slabă decât Steaua lui Regenca? Tu ai făcut un meci bun cu Steaua lui Regenca. Da, în adevăr, că două ori am jucat și nu am pierdut, cu Severin a fost unul și cu Corora. Am urmărit ceea ce se întâmplă și în acest început de campionat, de când Gâlca a preluat echipa. Nu pot să spun că sunt mai slab sau mai puternic, ci chiar ai aceeași echipă bună pentru mine, un jucător bun. Sigur că atunci când schimbi antrenorul, se creează altceva, o altă stare, vine cu o altă idee și o altă concepție a jocului. Asta nu înseamnă că sunt mai slab sau mai puternic. Important e ca noi să fim la înălțime, să fim determinați și să facem un joc bun, să punem probleme
și eu tot timpul spun că atunci când vrei să iei corp, trebuie să dai corp sau voluți. Cu ce jucătorul ăsta te-ai dorit să lucrezi? Nu, în acest moment nu doresc niciun jucător. Dar în acest moment sunt mulțumit de echipa mea și mă bazez numai pe jucătorii mei. Deci nu mă interesează în acest moment niciun jucător de la Steaua. Dar jucătorul dacă vrei să dai stelei? Nu, în acest moment nu vreau să dai niciun jucător stelei. Nu ai zis moment. E primul meci. Dar jurnalist, ai trimite? Jurnalist, da. Mergi tot pe insistența asta. Primul meci mare al Craiovei? Primul meci? Mare al Craiovei, al noi. În acest moment. Fiecare meci e important. Sigur, cu Steaua, am mai spus mai devreme cu Dinamo, probabil sunt lucruri importante. Pentru noi, echipele din București, am semnat o motivație în plus față de alte echipe. Știți foarte bine ce se creează, ce orgoliu avem atunci când jucăm cu aceste echipe, indiferent de jucăm acasă, indiferent de trebuie de plasare. Îmi pare rău că nu se joacă cu spectatori, pentru că nu numai suporterii noștri din Craiova au fost alături, dar și suporterii foarte mulți din București. Sunt convins că după primul meci și după ce au văzut, și ar fi dorit să fie alături de noi. Da?